Daniel Oprița a creat la Steaua un grup mixt de fotbaliști cu experiență, combinat cu tineri de calitate care încă nu și-au atins potențialul maxim. Steaua TV vă invită să-i vedeți cum se descurcă într-un interviu inedit pe Vlad Nițu, Adrian Ilie, Emilian Pacionel și Dragoș Nicolae, sau ce spun Antonio Vlad și Ștefan Mușat despre prelungirea înțelegerii cu echipa din Ghencea. În acest sezon, cei 6 tineri jucători ai roșialbaștrilor au arătat o formă de joc foarte bună, demonstrând că merită să evolueze la Steaua, chiar și fără regula obligatorie impusă de Federația Română de Fotbal. Cei 6 fotbaliști, care sunt și prieteni în afara terenului, au răspuns plin de haz mai multor întrebări. Cine este cel mai glumeț fotbalist din echipă? Pot să spun că Liviu Băjenaru, chiar și Mihăiescu. Care este poreca lui Adi Ilie? Bine, eu îi spun Crouch, dar băieții îi spun Cobra. Ce muzică asculți după meciuri? Ascult muzică trap, de obicei, după meciuri. Mă liniștește. Cine mănâncă cele mai multe felii de pizza după jocuri? Cred că Ilie mănâncă, pentru că are niște kilograme minus și trebuie să recupereze puțin. Cine este cel mai bun la FIFA dintre voi? Toți joacă FIFA, dar cel mai bun așa, care mi-a tras mie atenție, ar fi Tony. Ce m-a plecat primul la o echipă din străinătate? Nu știu, Nițu. Pe cine pui naș dacă te însori? Păi, să mă gândesc puțin. Adi Ilie. Te așteptai să devii cel mai eficient atacant din lot după 7 partide jucate? Ai marcat în toate partidele jucate până acum. Nu mă consider cel mai eficient atacant. Eu mai am mult de muncă și sunt fericit că am înscris, dar mai am mult de muncă la această echipă. Câte goluri îți propui la Steaua? Eu mi-am propus să marchez la fiecare meci. Ce trebuie să îmbunătățești la tine? Mai am foarte multe de îmbunătățit, dar cred că la calitatea tehnică trebuie să mai îmbunătățesc. Trebuie să pun foarte multă musculatură pe mine. Și să fim mult mai aspri cu noi la antrenamente. Trebuie să învăț să fiu puțin mai lucid în teren și cred că asta m-ar ajuta pe viitor. Aș putea să mă îmbunătățesc la toate capitolele, pentru că mereu este loc de mai bine în orice. În etapa 8-a Ligii a 3-a, roșii albaștri vor întâlni pe teren propriu pe CS Tunari, sâmbătă de la ora 15, într-un meci transmis în direct de Steaua TV.